Timp de două ore am căutat să răspund la întrebarea de ce ne este așa de greu să credem. Am făcut o excursie în ceea ce s-a întâmplat în istoria Europei de la 1700 încoace, de la începutul epocii moderne, și am arătat ce desfășurări au fost în știință, în teologie, care ne-au afectat gândirea, ne-au stricat mintea, în așa fel încât să nu mai putem crede. Și apoi am intrat în fizica cuantică, fizica nucleară, și am văzut cum dintr-o dată tot ce învățăm aici ne ajută să ne întoarcem la credință. Cu concluzia generală, puțină știință ne îndepărtează de Dumnezeu, multă știință ne întoarce la Dumnezeu. Am arătat și câteva aplicații ale lucrurilor care le învățăm în fizica nucleară. Ne vom întoarce și la acestea puțin, dar vreau să reiau întregul subiect. De ce ne este așa greu să credem? Și primul răspuns pe care l-am dat a fost că știința, a zis modernă, ne-a secularizat mintea, ne-a afectat capacitatea de a crede lucrurile spirituale. Vreau să mai arăt încă câteva cauze ale necredinței. Prima, deja am amintit-o la sfârșitul orei trecute, cea care ne-o arată Domnul Iisus. Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericului pentru că n-au vrut să li se vadă felul de viață. Pentru foarte mulți oameni, cauza necredinței nu stă în știință, nu stă în ceea ce ar zice atei. Cauza necredinței este morală. Mi-am adus aminte de o situație de acum vreo 40 și ceva de ani. Eram profesor la un liceu în Cluj și aveam un coleg care era secretar de partid. Ne-am apropiat așa și am îndrăznit să-i spun puțin despre Dumnezeu, să-i dau argumente. La un moment dat el a spus: tu mi-ai dat suficiente argumente, dar eu totuși nu pot să cred. Și i-am spus: ascultă, nu e adevărat că nu poți să crezi, nu vrei să crezi, pentru că tu ai o amantă, tu ți înșeli soția. Și dacă ai crede în Dumnezeu și în Domnul Iisus, ar trebui să-ți schimbi viața. Și tu nu vrei să o schimbi. Și tu vrei să urci pe scară. Și pentru aia, iarăși, dacă ai crede în Dumnezeu, ar fi un handicap. Am rămas cu atât. A doua sau a treia zi s-a apropiat de mine într-o pauză și mi-a spus: ascultă, ai dreptate, eu nu vreau să cred. Cauza morală a necredinței. Mai este o cauză, cauza aroganței noastre umane. Sunt prea mândru ca să cred. Vreau să realizez eu, să fiu eu, să mă afirm eu. Dacă cred, trebuie să mă subordonez.
în credință trebuie să renunți la mândria ta, la independența ta. Și unii nu sunt în stare să facă pasul acesta. Vreau să vă mai arăt un motiv al necredinței. Aici ne apropiem de cei care au chemarea din partea lui Dumnezeu să intre în domeniul vindecărilor. Am studiat atât de mult puterea lui Dumnezeu care e pusă la dispoziția tuturor credincioșilor. Dar nu toți credincioșii sunt chemați, de exemplu, să fie predicatori. Nu toți credincioșii sunt chemați să facă minuni. Sunt chemări speciale. Și dacă cumva Dumnezeu te-a chemat ca tu să fii între aia care se duc și mustră boala, Domnul Iisus ne poruncește, duceți-vă și vindecați bolnavii și eu îi voi vindeca, dar tu te duci și faci ce am făcut eu, mustri boala. Frica de a ne face de rușine. Da, dacă nu se întâmplă, râde lumea de mine. Vreau să vă spun că am luat undeva un curs despre vindecări și prima lecție a fost tocmai despre asta. Ești gata să te faci de râs? Unul dintre cei prin care Dumnezeu a făcut multe vindecări în generația dinaintea noastră a fost unul John Wimber. Și John Wimber spunea că la minuni, la vindecări ajungi prin credință plus risc. Inițial eu n-am înțeles cum e credință plus risc. Riscul de a te face de minune. Și profesorul de la care am luat cursul povestește cât de groaznic e să te rogi cu toată credința pentru vindecare și să afirmi vindecarea și apoi să nu se întâmple. Și punea întrebarea, accepți riscul acesta? Accepți să te faci de râs? Am pomenit de John Wimber. John Wimber a citit cartea lui George Ladd, Prezența viitorului, în care George Ladd explică învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Că împărăția lui Dumnezeu vine cu putere și e însoțită de semne și minuni, cum scrie la Marcu 16. John Wimber era un om fără mare școală. El a fost cântăreț înainte de a se întoarce la Domnul și după aceea s-a făcut predicator. Și el a citit cartea asta și simplu a tras concluzia. Atunci trebuie să fac la fel, predic întâi Evanghelia și apoi să invit oamenii în față și să se vindece. În naivitatea lui a crezut. Și a spus, de azi înainte, după ce predic, invit oamenii să se vindece, pentru că, uite, Domnul Iisus spune, vor pune mâinile peste ei și ei se vor vindeca și apoi spune, ei s-au dus și au făcut așa și Domnul însoțea predicarea lor cu semnele care îi însoțeau. A chemat în față, nu s-a vindecat nimeni. Încă o dată, și nu se vindeca nimeni. Trecut luni de zile, prietenii lui, frații din biserică spuneau, măi, destul cu ridicolul acesta.
te-ai făcut destul de râs, mai termină, nu? După 9 luni de zile, într-o duminică seara, s-a vindecat o soră, pentru de gripă. Ăsta a fost semnalul. Duminica viitoare au fost nu știu câte vindecări, dar după aceea a fost potop de vindecări și venea lumea acolo pentru vindecări și se vindecau. În cele din urmă, asta era în California, un profesor de la seminarul din Pasadena a auzit de asta, s-a dus să vadă și la urmă, când a văzut că e real, i-a spus lui Wimber, vii să ții un curs, să-ți vorbești studenților mei. Și el îți viu. Și când a intrat la clasă, întâi i-a spus, e vreunul din voi bolnav? Eu, hai, întâi l-a vindecat, zice, acum să vă predau lecția. Profesorul după aceea l-a chemat să țină un curs întreg acolo. O poveste mare, interesantă. Dar ce vreau să vă spun e că omul acela, de aceea a spus credință plus risc, pentru că 9 luni de zile el a riscat și s-a făcut de rușine. V-am pomenit de Heidi Baker. A fost profeție că ea se va duce în Mozambic și acolo va vindeca și va deschide ochii orbilor. Un an de zile după ce a ajuns în Mozambic nu s-a întâmplat nicio minune. Și într-o zi, când a poruncit să se deschidă ochii unui orb, a văzut cu o groază cum ochii ăia morți și întunecați se luminează sub ochii ei. Și dintr-o dată omul, ce văd? De atunci a început ceea ce acum e de domeniul fabulosului, câte vindecări se fac prin femeia aceasta. Și v-am spus, e documentat și a apărut în Christianity Today pe luna mai, anul acesta. Dar un an de zile nu s-a vindecat nimeni. De ce o fi așa? Că-s mai mulți care povestesc lucrul ăsta. Eu cred că Dumnezeu vrea să vadă cât de serioși suntem. Că dacă n-ar fi așa, toți nechemații ar vrea să facă, că e grozav să se facă prin tine minuni. E ceva spectacular, dar Dumnezeu zice, nu te grăbi. Pentru că vreau să-ți văd toate calificările. Și vom vorbi despre calificările acestea și în lecțiile viitoare. Acum, deci, o cauză e frica de eșec. Sunt deci cauze intelectuale, cauze morale și cauze datorită mândriei sau fricii. Sunt mai multe cauze care blochează credința și blochează lucrarea lui Dumnezeu prin noi. V-am vorbit de vibrațiile acestea care se întâmplă în tot cosmosul. Dumnezeu care a creat cosmosul cu unde și cu vibrații și este El însuși izvorul vibrațiilor. El însuși când comunică cu noi, comunică prin acestea. Acum, eu prin astea am făcut încă o aplicație. Vorbim de păcat. Și hai să luăm cel mai comun păcat. Minciunica. Minciunica. Nu minciună mare. Minciunică.
Noi avem darul ăsta de a minimaliza. Minciuna aceea îi strâmbătate și minciuna îl strâmbă pe om. Realmente îl strâmbă. În limba engleză e cuvântul crook. Un crook e un om strâmb. Și acum Dumnezeu e drept. E una din descrierile de bază ale lui Dumnezeu în Biblie, că El e Dumnezeul dreptății și El e drept. Eu m-am strâmbat și când eu m-am strâmbat între mine și Dumnezeu, s-a făcut ruptură. Noi nu mai vibrăm la fel, pentru că eu m-am strâmbat. Acum, uitați cum vorbește Romani 3, cu 21. Acum s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu stă în faptul că l-a trimis pe Fiul lui să rezolve problema păcatului nostru și să ne dea dreptatea lui Dumnezeu. El ne dă nouă dreptatea lui Dumnezeu. Dacă eu strâmb și El îmi dă dreptatea lui Dumnezeu, ce înseamnă aia? Că El mă îndreaptă, mă aduce înapoi la linia dreptății lui Dumnezeu. E o discuție aici și unii zic că Dumnezeu numai mă declară drept, nu mă și face drept. Aia e una dintre cele mai mari erezii moderne. Că Dumnezeu nu mă mai poate repara nici cum. El doar mă declară drept, dar eu rămân păcătos și mă duc în cer fără să fiu reparat. Dumnezeu vrea să mă facă din nou asemenea Lui. Și asemănarea cu Dumnezeu, înainte de toate, e îndreptate. Cum pot eu să revin la asemănarea cu Dumnezeu dacă eu nu sunt îndreptat? Abia când eu m-am îndreptat, atunci încep să vibrez din nou pe lungimea de undă a lui Dumnezeu. Acum, credința noastră, ea însăși este punerea noastră de acord cu Dumnezeu. Când eu îl cred pe Dumnezeu, eu spun, te cred. Cred că ai dreptate. Sunt de acord cu ce zici. Dacă nu sunt de acord cu ce zici, eu spun, tu nu ești drept. Nu cred ce zici, nu cred că ce zici e drept, e adevărat. Și Biblia zice că îl facem mincinos pe Dumnezeu. Când tu nu-L crezi pe Dumnezeu, de fapt spui, tu nu spui adevărul. Tu nu ești drept. Eu îl fac nedrept pe Dumnezeu. Numai că El e drept. Eu m-am strâmbat când nu cred. Când nu cred, eu ies din acordul cu Dumnezeu. Când cred, mă pun de acord cu Dumnezeu. Intru din nou în armonie cu Dumnezeu.
observați că folosesc un limbaj din domeniul acesta al cuanticii ca să vă arăt cât de importante sunt aceste lucruri și cât de bine înțeleg eu atunci relația mea cu Dumnezeu. Ca eu să intru în armonie și în comuniune și în comunicare cu Dumnezeu, eu trebuie să accept, să abandonez strâmbătatea și să las ca El să mă aducă la dreptatea Lui. De asemenea, când îl cred, eu mă armonizez cu El. Mă armonizez cu El când îl cred și când îl ascult. Când nu-l cred, mă strâmb. Când nu-l ascult, mă strâmb. Și acum intrăm într-o lecție nouă. Deci acestea au fost câteva concluzii la lecțiile anterioare. Cu asta intrăm într-o nouă și extrem de importantă lecție, și anume părtășia cu Dumnezeu. Apostolul Ioan, în Evanghelia lui, ne l-a prezentat pe Domnul Iisus, ne-a spus tot ce a lucrat Domnul Iisus. În epistola lui, sintetizează el modul în care a înțeles el Evanghelia. Și el începe cu lucru pe care îl consideră cel mai esențial în vestea bună. Vestea bună e ceea ce vă vestim noi, Evanghelia. Ce am auzit și ce am văzut, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său. Esența Evangheliei pentru Apostolul Ioan e fenomenul acesta extraordinar, părtășie cu Dumnezeu. Nu există lucru mai mare decât să fii părtaș cu Dumnezeu la ceva. Vom vedea noi la ce. Dar părtășia cu Dumnezeu este cel mai mare lucru posibil unui om. Cu alte cuvinte e ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni 3:9. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Sinergoi teu în greacă. Dacă vreți, colaboratori cu Dumnezeu. Colaborăm cu Dumnezeu în ceva. Nu există lucru mai mare ca acesta. Esența esențelor veștii bune e că Dumnezeu ne vrea partenerii Lui. Părtășie sau parteneriat în limba greacă este koinonia. Și koinonia era un cuvânt din lumea afacerilor. Koinonos, partener, partener de afaceri. Ce însemna partener de afaceri? Iată ce înseamnă. Punem tot ce avem la bătaie. Tu ai atâta, eu am atâta, le aducem la oaltă și facem un capital comun. Le adunăm la oaltă și de acum sunt nu amele, nu ale tale, ci ale noastre. Punem totul la bătaie și de azi înainte gândim împreună, planificăm împreună, lucrăm împreună, suferim împreună, pierdem împreună, câștigăm împreună. De azi înainte, toate le facem împreună. Aceasta era koinonia, aceasta e părtășia.
Dumnezeu ne spune, vrei să fii partener cu mine? Vă gândiți și la faptul că El e Tatăl nostru. Bucuria unui tată e să-și vadă copilul că e partener cu el. De când e lumea, lume, până în zilele noastre când s-au mai schimbat lucrurile, dar copiii luau meseria lui tata. El îi școla, el îi învăța meseria lui. Și tot ce am eu să fie al vostru. Bucuria unui tată de a lucra cu copiii lui și de a da tot ce are copiilor lui. Dumnezeu ne-a creat ca să fim parteneri cu El. Uite, am creat o planetă. Am creat-o pentru voi. Acum voi vă apucați de cunoscut toate lucrurile. Le studiați și le dați nume. Nume adecvat naturii lor. Dacă vă uitați, numele totdeauna definea persoana sau animalul sau planta. Înainte de a-i da nume, o studiezi și captezi esența. Voi trebuie să cunoașteți totul, să le dați nume adecvate și să stăpâniți. Stăpâniți peste toate lucrurile. Eu sunt stăpân deasupra voastră. Eu sunt stăpânul vostru și tatăl vostru. Și bucuria mea e să dau copiilor mei tot ce am eu. Foarte interesant când îl cheamă pe Avraam. Avraame, este o țară specială pe care am făcut-o cu înzestrări extraordinare. Avraame, îți dau ție țara aceea. Tu vei moșteni țara aceea. Foarte interesant, în Romani 3:9, Pavel spune că Dumnezeu i-a promis nu țara. În limba ebraică, cuvântul ereț însemna și țară și lume. Și de aceea Pavel scrie, Dumnezeu i-a promis că el va moșteni cosmosul. Avraame, tu vei fi stăpân peste cosmos. Când a ajuns bogatul în iad, dincolo l-a văzut ca stăpân pe Avraam. Avraam era peste tot locul acela unde erau ai lui Dumnezeu. Nu numai i-a dat țara, i-a dat și acolo stăpânire. Ce este omul? I-ai dat stăpânire peste toate lucrurile, dar încă nu vedem, pentru că încă nu s-a împlinit planul. Dumnezeu ne-a creat să ne facă parteneri ai Lui, întâi pe planeta Pământ și după aceea dincolo, în cosmos. Dumnezeu vrea să ne dea tot ce are, cu o primă condiție, numită reciprocitate. Eu pun totul la bătaie, tot ce am, cu condiția să faci tu la fel. Îmi dai și tu, pui și totul, totul. Și aici e primul nostru blocaj. Cum să-i dau eu totul?
să nu mai am eu chiar nimic, să nu mai dispun eu de nimic, să nu țin nimic pentru mine. Păi, omule, Dumnezeu îți dă tot ce are El. Da, da, eu sunt prea bogat să dau și eu totul. Vedeți ridicolul situației? Dumnezeu care are totul spune, te-am făcut să fii partener cu mine dacă dai și tu totul. Suntem parteneri dacă punem totul la oaltă. Accepți să fim parteneri în felul ăsta? Să discutăm împreună, să ne sfătuim împreună. Am citit recent o carte a unuia care îndrăznește multe și care a spus, orice tată așteaptă de la copiii lui idei. Nu că n-ar ști el, dar lui place, la tata îi place să-l vadă copiii gândind. Tată, am o idee. Uite ce ar mai trebui să facem. Măi copile, bine gândești. Hai să o facem. Și de dragul numai de a îl lansa, de a-l încuraja să gândească, pui în practică inițiativa lui. Și omul acesta lui Dumnezeu zice, așa face și Dumnezeu. El așteaptă idei de la noi. Și zice, îmi place că gândești. Doamne, uite ce ar mai trebui făcut aici. Așa e. De mult așteptam eu să vină cineva cu ideea asta. Și vedem în istorie oameni care dintr-o dată au țâșnit cu o idee nouă, o inițiativă nouă și au dus lucrarea lui Dumnezeu înainte. Ce a fost aceea decât că Dumnezeu a așteptat ca un om să aibă ideea? Realmente Dumnezeu se face dependent în multe situații de om. Caut un om care să mijlocească pentru țară, dar nu-i niciunul. Și din cauza asta dau drumul nimicitorului. Aștept, Pavel scrie, Dumnezeu vrea să mântuiască pe toți oamenii. Dar dacă nu sunt mijlocitori, nu se mântuiesc toți oamenii. Auzi? Nu se mântuiesc toți oamenii pentru că nu există oameni cu inițiativă. Dumnezeu ne vrea parteneri mult mai mult decât credem noi. Parteneri creatori, parteneri care gândesc, care văd și zic, iată cum ar trebui să meargă înainte lucrarea lui Dumnezeu aici. Câți sunt aceia care captează invitația lui Dumnezeu să fim împreună lucrători cu Dumnezeu, colaboratori cu Dumnezeu? Primul lucru însă este că El vrea ca eu să-i pun totul la picioare. Noi zicem la aceasta predare totală. Haideți să o explic altfel. Uneori am explicat zicând, gândește-te că viața ta are diferite compartimente. Ai comportamentul lecturilor, al vizionărilor, a relațiilor cu prietenii, a meseriei, a sentimentelor,
a dușmăniilor. Ai diferite compartimente. Averea ta, numărul unu, ești tu. Și Dumnezeu zice, trebuie să aduci totul. Adică să aduci toate compartimentele tale. Ca să ilustrez și mai pregnant, am zis, și acum imaginează-ți că toate astea sunt cămări, fiecare cu ușă și cu cheie. Și tu ai legătura de chei la brâu. Și sunt chei în cămări în care nu vrei ca Dumnezeu să intre. Tu n-ai vrea să-ți schimbe vizionările tale, de exemplu. Tu n-ai vrea să schimbe dușmăniile tale, că ai tu pe câțiva pe care nu-i poți ierta. Cămări în care nu vrei să intre Dumnezeu și care sunt închise și cheie la tine. Și Dumnezeu zice, nu te pot binecuvânta și nu te pot folosi pentru că nu mi-ai dat totul. Păi ce nu ți-am dat? Uite cămara aia sau aia, departamentul ăla sau ăla din viața ta. Dă-mi toate cheile. Și să intri peste tot așa neinvitat. Exact. Dă-mi toate cheile ca să intru eu peste tot, să schimb eu ce nu-mi place mie în fiecare sector al vieții tale. Aceasta noi o numim predare totală. În cadrul părtășiei, asta înseamnă că am adus tot ce avem și am pus la oaltă cu tot ce are Dumnezeu, ca să putem fi parteneri. Ține cont, fără predare totală, nu e părtășie totală cu Dumnezeu. Nu e binecuvântare totală. E adevărat că uneori El face schimbări care pe tine te dor. Tu n-ai vrea să schimbe domeniul ăla. Și El spune, dacă nu vrei, rămâi deoparte. Nu putem să ne asociem câte vreme tu ai domenii nepredate. Imprimați-vă lucrul acesta în minte și duceți-l în părtășia voastră cu Dumnezeu. Și acolo, în intimitatea cu Dumnezeu, spune, Doamne, arată-mi care sunt domeniile în care Tu încă n-ai intrat. Care sunt domeniile pe care eu încă le-am închis acolo? Și, Doamne, eu vreau să le văd și eu vreau să ți le dau, să-ți dau acces la toate. Parteneriat însemnează predare totală. Să mă aduc pe mine însumi totalmente și să mă pun la dispoziția Lui. În al doilea rând, parteneriat înseamnă comunicare adâncă, intensă, totală. Partenerii trebuie să stea de vorbă mult. De ce ne-am adunat la oaltă? Ce vrem să facem cu tot ce avem? Ce vrem să realizăm? Care sunt riscurile? Care sunt prețurile? Și noi trebuie să intrăm în această intimitate cu Dumnezeu în care comunicăm lucrările lui Dumnezeu.
ne sfătuim cu Dumnezeu. Fără aceste două lucruri, predare totală și timp pentru comunicare, nu-i adevărat parteneriat. Am mai spus și repet, cât timp îi acorzi tu lui Dumnezeu? Dacă îi acorzi numai 3 minute dimineața pentru o scurtă rugăciune și 3 minute seara să-i mulțumești pentru ziua aceea, aceea nu-i părtășie cu Dumnezeu. Acelea sunt telegrame trimise lui Dumnezeu și liste de cumpărături. Am nevoie de cutare, tu ești aprovizionerul meu și ai grijă să mă aprovizionezi. Asta nu-i comunicare de parteneriat. Și tu trebuie să-ți faci timp. Când vorbesc despre lucrul ăsta și vorbesc de 2 ore, de 3 ore, de 4 ore, dar ce faci atâta? Ce poți să faci în atâta timp? Întreabă-i pe 2 îndrăgostiți. De ce stau ei atâta îmbrățișați și de mână și povestind atâta? Dacă sunt îndrăgostiți, nu mai termină niciodată. Pentru că în dragoste e împărtășire. Există condiții ale părtășiei. Întâi de toate e baza părtășiei pe care am văzut-o înainte. Baza părtășiei e în a pune totul la oaltă și a învăța nevoia unei comunicări intime și îndelungate. Sunt bazele, în latină zice sine qua non, fără de care nu. Fără astea nu-i posibilă părtășia aceasta. Dincolo de aceste baze sunt apoi condițiile părtășiei. Și acestea sunt 3 în epistola lui Ioan. Prima e în capitolul 1 și 2. Dacă zicem că avem părtășie cu El, trebuie să știm că El e lumină și noi trebuie să umblăm în lumină. În al doilea rând, El e drept și acum citim din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 29. Să știți că El este drept și să știți că oricine trăiește în dreptate este născut din El. Observați dincolo, a zis, El este lumină și dacă avem părtășie cu El, trebuie să umblăm lumină. Acum El spune, El e drept. Și dacă noi vrem să fim parteneri cu El, trebuie să umblăm în dreptate. Și dezvoltă în 3 cu 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în dreptate este drept așa cum El este drept. Referința, deci, e la cum este El, așa trebuie să fim El, noi. A treia, în 4 cu 7, preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și cine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 3 lucruri ni s-au spus despre Dumnezeu. Unul că e lumină,
al doilea că el e drept și dreptate și al treilea el e dragoste. Și dacă suntem născuți din Dumnezeu, suntem în lumină, dacă suntem născuți din Dumnezeu, suntem drepți, dacă suntem născuți din Dumnezeu, suntem iubire. Suntem. Cel mai șocant pentru mine e să laud pe Domnul Iisus zicând, voi sunteți lumina lumii. Eu sunt lumina lumii, El e adevărata lumină care a venit în lume. Dar El spune, voi sunteți lumina lumii. Eu sunt dragoste, voi sunteți dragoste. Eu sunt dreptate, voi trebuie să fiți dreptate. Acum ajungem încă o dată la o replică pe care o dăm în necredință. Cine poate fi lumină tot timpul? Cine poate fi dreptate? Cine poate fi dragoste? Vă repet, am fost undeva și am stat de vorbă cu un pastor care venise din altă parte acolo și noi aveam tangențe unul cu altul de mult și el mi-a spus, Iosif, locul acesta este cel mai radical om de loc de pe pământ. M-am uitat așa cu nedumerire și mi-a explicat. În locul acesta, Domnul Iisus este crezut 100%. Este crezut 100%. Am fost șocat. N-am mai auzit așa ceva. M-am dus acasă și am zis, stai puțin, dar eu nu-L cred pe Domnul Iisus 100%? Ai pus pun altfel întrebarea. Care sunt declarațiile Domnului Iisus cele mai greu de crezut? Și imediat le-am văzut, trei. Poate mai găsiți voi și altele, dar trei, care sunt esențiale. Matei 5:48. Voi să fiți desăvârșiți așa cum Tatăl vostru este desăvârșit. Dar cine poate fi desăvârșit în lumea asta, frate? Adică tu nu-L crezi pe Domnul Iisus, așa-i? El a zis să fii desăvârșit cum Dumnezeu e desăvârșit. Și tu spui, imposibil. Sau cu alte cuvinte, nu te cred. Nu cred că ce-mi ceri tu este posibil. Acum, dacă nu-L crezi, înseamnă că-L faci mincinos. Tu zici, eu nu cred că un om poate fi desăvârșit. El zice, fii desăvârșit. Care din voi are dreptate? Eu v-am citat un verset din Pavel, Coloseni 1:28. Iată la ce mă lupt eu și lucrez eu, să prezint pe fiecare om desăvârșit în Hristos. Țelul meu e să fac oameni desăvârșiți. În 1:2 Corinteni, Pavel semnalează tare multe lucruri neplăcute în biserica din Corint. Și avea cu ei dispute și neînțelegeri și ei îl contestau și el pleda
să fie o armonie între ei. Și m-am întrebat odată, după atâtea lucruri, cum poate el să încheie a doua lui epistolă? Care-i ultimul cuvânt? Încolo, fraților, desăvârșiți-vă în Domnul. Încolo, fraților, fiți desăvârșiți. Desăvârșiți-vă și fiți desăvârșiți. La ce le spui? La cei din Corint? Despre care ai spus atâtea lucruri care nu erau bune? Da, pentru că țelul meu e să-i fac desăvârșiți. Eu la asta lucrez, să-i prezint lui Domnul desăvârșiți. Omul ăsta chiar credea că e posibil așa ceva. Deci, este primul lucru care să te întrebi, îl pot crede? Al doilea, Matei 6:10. Vie împărăția ta, adică să se facă pe planeta Pământ voia ta, așa cum se face în ceruri. Cine crede că va veni o zi, acum categoric nu se face, dar să crezi că va veni o zi în istorie când pământul va fi plin de cunoașterea lui ca fundul mării de care îl acopăr și când, datorită faptului că toți îl vor cunoaște după nou legământ, se va face voia lui pe tot pământul. Că dacă nu se va împlini, asta înseamnă că el ne-a învățat să ne rugăm o rugăciune degeaba. Și ne tot rugăm ceva care nu se va întâmpla niciodată. Dacă nu-l credem, îl facem mincinos. A treia, Ioan 14:12. Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât mine. Cine crede așa ceva? Cine poate să creadă așa ceva? Se poate să umblăm în lumină? Se poate în lumea asta coruptă să trăim în dreptate? Se poate în lumea asta aurii să umblăm în dragoste? Dacă tu zici nu se poate, ține cont că Dumnezeu ni le spune astea drept condiții ale părtășiei. Dacă vrei să ai părtășie cu mine, trebuie să umbli în dragoste. Trebuie să umbli în dreptate. Trebuie să umbli în lumină. Și dacă zici, păi, dar nu se poate, tu negi posibilitatea părtășiei cu mine. Eu te-am chemat la cel mai extraordinar lucru din univers. Un om care să fie partener cu Dumnezeu în toate afacerile lui Dumnezeu. Primul lucru este că trebuie să-l crezi, că e posibil. Și apoi să-i împlinești condițiile. Doamne Dumnezeule, suntem copleșiți de măreția ta și de măreția chemării pe care ne-o faci să fim parteneri cu tine în toate lucrările tale.
dă-ne capacitatea să te credem și dă-ne capacitatea să ne umplem de toate resursele pe care le pui la dispoziție și prin credință să pornim la parteneriatul cu Dumnezeu. Amin.